Am revenit, a trecut timpul în zbor. Am mai rămas, cred că vreo 20 de minute din această emisiune cu domnul președinte Traian Băsescu. Domnule președinte, sunt dator pentru că la această emisiune ați declanșat în urma unei întrebări nevinovate ale mele. Ați primit un răspuns vinovat. Un scandal uriaș, intern, internațional. Haideți să poate reușim să mă lămuriți despre această chestiune. Am văzut că aseară la TVR ați evitat-o, probabil că nu aveați încredere în partenera de dialog. Nu, dar aseară la TVR n-am vrut să extind discuția, dar am spus fără rezerve că mențin aprecierile anterioare. Bun. Deci n-am ce să modific. Nu discutăm despre acea apreciere. Hai să vedem acea declarație pe care ați făcut-o. Era expresia unui punct de vedere al... personal. Personal al cunoscătorului de istorie. Al celui care știe evenimentele. Am închis discuția. Dar raportul președintelui României cu regele Mihai Carie? N-avem niciun fel de relații. De ce? După condamnarea comunismului m-a încetat să mai vină la Ziua Națională, spre exemplu, președintele Iliescu și n-a mai venit nici ex-regele Mihai. A fost opțiunea dânsului, deci n-avem... Am sesizat că îi spuneți ex-regele, n-ați greșit. Deci, domnul Cristoiu, problema mea este următoarea. Eu în țara asta am jurat să apăr Constituția. Mie îmi place, nu-mi place, trebuie să o apăr. România nu are un rege. România are un ex-rege. Și eu trebuie să am responsabilitatea termenilor. Eu nu sunt nici ziarist, nici politician de duzină, iar obligația mea constituțională este să apăr Constituția țării. Să o respect. De altfel, aduceți-vă aminte, nu numai obligația, și prima mea campanie a fost joc totul pe o singură carte și era o Constituție. Eu nu pot intra în acest joc mic în care să mă fac că România are un rege ca să nu mă atace presa. Nu mă pot face să nu văd că domnul Duda joacă un rol de prinț consort sau ce Dumnezeu face. Sau cum credeți că șeful statului român, care este obligat prin atitudine și faptă să apere Constituția României, poate tolera afirmațiile domnului Duda de la un post de televiziune? Povestea cu Constituție este o bazaconie. Deci pentru oamenii aceștia sau pentru omul acesta, Constituția este o bazaconie. Nu numai mentalitatea mă face să resping orice apropiere de un astfel de joc politic, pentru că bietul ex-rege nu-și dă seama că a fost împins într-o partitură de asta. Dai problema dânsului, relația cu domnul Voiculescu, cu PSD-ul, cu PNL-ul sau... prevederile din Constituție sunt trucuri juridice. Trucuri juridice. Țara asta s-a sprijinit pe Constituție din 92 până acum. Abuzurile au fost stopate prin prevederile acestei Constituții. Sau, așa cum există un articol care spune că articolul 1 nu poate fi schimbat, poate fi scris un alt articol care să prevadă că poate fi schimbat articolul 1 al Constituției. Deci domnul Duda habar n-are ce scrie în Constituția României. Are penultimul articol care face nerevizuibil articolul 1 și multe altele legate de justiție, de multe chestiuni. Dar, abil, ar putea afla, eu v-am citat din declarațiile domnului Duda, ar putea afla că există soluție constituțională care de data asta nu e o bazaconie și poate propune actualului Parlament să se transforme în constituantă și uite, sunt convins că PSD-ul și PNL-ul ar pleda pentru o constituție nouă în care să introducem monarhia. Da. Nu? După atitudine așa pare, dacă nu este un joc în care ex-regele Mihai a devenit un personaj implicat într-un joc politic generat de Voiculescu și PNL, pot să exprime intenția de a face o nouă Constituție. Se transformă Parlamentul în Constituantă și n-au decât să o facă. Dar atâta timp cât România are o Constituție, eu ca șef al statului
Nu pot intra în jocuri ieftine de imagine. Am fost atent la nuanța noastră. Ați vorbit de un joc politic și tocmai voiam să vă întreb. Așa, domnule președinte, un domn, alteța sa, Radu Duda, a spus niște vorbe. De ce e atât de alarmat președintele României? E altceva în spatele acestor vorbe? După dumneavoastră. Nu sunt alarmat deloc. Sunt pur și simplu, e în spatele. Sunt pur și simplu revoltat. De ce? Băi, nu se spune atâtea prostii pe televiziune. Nu putem batjocori Constituția cum vrem să ne imaginăm că avem o Constituție care este o bazaconie. Articolul 1 poate fi modificat cu un alt articol care să-l contrazică. Bun, dar vorbeați de un joc politic. Dumneavoastră cu informația noastră bănuiți, suspectați. Hai un să joc... spunem Bun. Nu cu informația, măcar cu analiza. Da, da? Cu analiza. Nu mă puteți suspecta că n-aș fi un politician suficient de experimentat. Care ar fi jocul politic? A vrut să capteze o parte monarhistă de electorat. Foarte bine. Dar pentru asta nu trebuie să... Deci partidele politice. Partidele Există politice. Există suspectați sau analiza noastră spune că ar fi și un plan de instaurare a monarhiei? Un plan pe bune? Sau... No. Nu. Nu? Eu copilă. 80% din români sunt convins că vor să-și aleagă șeful de stat, bun, rău, cât e, dar știu că îl schimbă. Ce te faci cu unul care pe viață și pe rând mai lasă și moștenitori? Bun. Dacă, Doamne ferește, iese vreo unul cu dizabilități, ce te faci? Rămâi cu el șef de stat? Deci astea sunt deficiențele monarhiei. Din perspectiva constituționalistului, care sunteți noastră, acceptul Parlamentului ca... eu îi spun, regele Mihai, că sunt mai tânăr decât noastră. Eu nu sunteți șef de stat. Eu trebuie să am responsabilitatea termenilor, da. De a citi un mesaj în Parlament. Încalcă Constituția sau nu? Nu. De ce? Nu cred. Mai ales că înțeleg că a fost limitat în timp. Nu cred că e un act neconstituțional atâta timp cât a fost Stroscan. Da, așa da? E. Au fost șef de state. Stroscan nu era nici șef de stat. A fost cândva, dacă Corect. Bine mi-aduc aminte, și directorul Băncii Mondiale. Da. Deci atunci când poate se consideră, Parlamentul poate să creeze condiții ca un personaj, o personalitate să se adreseze Parlamentului. Și nu putem spune că ex-regele Mihai nu este o personalitate. Cum o judecăm fiecare, asta e problema noastră. Credeți? Dar este o personalitate. Da. Până la urmă este singurul șef de stat în viață din cel de-al doilea război mondial. Da, ați spus, trebuie să vă transmit rugămintea fostului coleg de partid, domnul vicepreședinte Teodor Paleologu, a zis să vă rog să vă duceți la... Vă duceți la ședința Parlamentului? Sigur că nu o să mă duc. De ce? Nu am niciun motiv să mă... Dacă tot am calificat această joacă ca fiind un joc politic în care ex-regele Mihai a fost prins și i-a plăcut, este problema dânsului. Apropo de cât de monarhist este domnul Duda, care văd că face din Constituție bazaconie, mai acum un an și ceva candidat la președinția României, să hotărască. Vrea să fie domnul Duda, domn președinte, alteță, cum vrea, joacă și el un rol. E un actor care joacă un rol pe care și l-a auto-atribuit, probabil nici n-are foarte exact simțul ridicolului, dar dacă e doar un rol, nu e nicio problemă. Bun, credeți în acest context, dumneavoastră a spus că era normal. Așa, dar să revenim la rugămintea domnului Paleologu. Vicepreședinte al PDL. Mă văd nevoit să-l rog să nu mă roage. Da. Și să-și țină rugămințile pentru cine dorește domnia sa. Era îngrijorat că v-a supărat că dânsul este monarhist. Nu, dar de când l-am ajutat să devină ambasador, da, să devină ministru. Știu că e monarhist, dar să știți că la Cotroceni am lucrat cu destui consilieri monarhiști. Da. Deci nu am o... alergie. N-am alergie la ideea de monarhie. Dimpotrivă, pot să spun că simpatizez regimul monarhic ca structură, spre exemplu, este impresionant. Da. Și toți monarhii ăștia reprezintă istorie. Totul este, dacă tot ai semnat un act de abdicare pentru tine și urmașii tăi. Da. Credeți că în această... Dumneavoastră a spus, repet, dacă sper că nu am greșit, că e normal, nu e nimic că... Deci nu văd un lucru rău. Bun, în like. Dar... PDL-ul a greșit respingând prima dată? Spuneți. Așa ca om... Cred că ar putea avea o explicație.
nu au o explicație legată de constituționalitate și așa mai departe, cred că pe imagine au greșit. Dar pe fond nu cred că pot fi acuzați. V-au făcut rău dumneavoastră că s-a spus că nu ați influența. Mie nu mai are... Nu, asta a spus acum. Domnul Cristoiu, mie nu mai are cine să-mi facă rău. Pentru că eu nu mai candidez. Eu cred că sunt cel mai liber politician din România. Să spun ce cred și să mă comport fără să... Am nevoie să păcălesc pe cineva pentru vot. Deci asta e părerea mea. Dar omul, președintele Traian Băsescu, cu regele Mihai Contini ca jurnalist, nu are nimic personal. Nu. Și să știți că am mare respect pentru ce a făcut monarhia. Da. Monarhia în general. Da. Dar o să vă spun un lucru. Știi, stăteam văzând reacții și reacții. Monarhii români nu i-au permis revenirea lui Cuzanța. Da, așa e. Au venit. I-au interzis să intre în țară. Da. De fapt, monarhii români e Carol I. Un monarh. Da. Eu am fost revoltat când îl fugărea poliția pe regele Mihai prin aeroportul Otopeni. Pentru că a fost un șef de stat. Bun, rău, a fost șef de stat, e în viață. Lasă-l, domnule, banii lui acolo. Nu te lega de sufletul lui. Astăzi însă cred că a încerca să te poziționezi undeva deasupra acestei națiuni, apărea că ești soluția sau asta e impresia pe care o emană fosta casă regală a României. Nu cred că reprezintă decență. Deci, de fapt, asta mă deranjează cel mai mult.